Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o pizza de post vegană mai dietetică, care nu conține făină, nu conține gluten, nu conține drojdie sau praf de copt sau alți afânători. Este o pizza delicioasă, zic eu, și sănătoasă. Pe acest blat putem adăuga după preferință orice ne place. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, dar le voi aminti și pe parcursul acestui video. Într-un blender cu putere mare am pus o cană de linte hidratată, aproximativ 300 de grame de linte din aceasta roșie. Am lăsat-o peste noapte în apă rece la hidratat, dar puteți să o lăsați și în apă mai călduță mai puține ore. Dar preferabil este să fie lăsată peste noapte. Adăugăm puțină sare după gust și aproximativ 70-80 de mililitri de apă, nu adăugați foarte multă apă, doar cât să putem mixa și să obținem un aluat așa ca de blat de tort, deci mai grosuț, nu un aluat de clătite, va fi prea subțire. Mai ajutăm blenderul și lăsăm să se mixeze foarte bine, să se transforme totul într-o pastă, așa cum se vede. Deci așa trebuie să arate blatul nostru. Opțional putem adăuga aici și două linguri de fulgi de drojdie inactivă, putem adăuga o pudră de usturoi ca să îmbunătățim gustul sau o pudră de curry sau orice altceva ne place. Vom turna această compoziție într-o tavă mare de aragaz pregătită cu hârtie de copt sau, dacă nu avem sau nu folosim hârtie de copt, putem să o ungem cu puțin ulei. În acest blat opțional putem adăuga și o lingură două de ulei de măsline presat la rece, dar acesta este opțional. Am întins blatul așa cum se vede cu ajutorul unui polonic, dar puteți să întindeți și cu o spatulă, cum vă vine mai ușor. Am introdus tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute, timp în care m-am ocupat de topping, deci de acea brânză, să zicem așa, vegană, vegetală, pe care o vom pune deasupra. Într-un blender am pus la fel 100-150 de grame de brânză vegetală. Eu am folosit de migdale, dar puteți folosi de soia sau o altă brânză vegetală care vă place. Am adăugat fulgi de drojdie inactivă, o cană de lapte vegetal și la fel puteți adăuga pudră de curry, pudră de usturoi, pudră de ceapă sau orice altceva vă place și puțină zeamă de lămâie. Apoi vom pune această compoziție într-o tigaie antiaderentă pe foc mediu sau o tigaie cu fundul mai gros și vom fierbe amestecând constant ca să nu se prindă de vas. Fierbem chiar și 10 minute până această compoziție se îngroașă. Ce am uitat să amintesc, adăugați puțină sare după gust și două linguri de tapioca sau amidon alimentar de porumb sau cartof. Deci vedem când face bule, fierbe și când se desprinde de pe tigaie, când o vedem că se desprinde mai ușor, atunci vom stinge focul. Vom scoate blatul de pizza din cuptor și vom pune pe el sosul. Acum punem sos după preferință, 100-150 ml.
200 chiar. Depinde cât de mult sos ne place nouă să aibă această pizza. La fel îl vom întinde frumos și vom pune apoi condimente pentru pizza peste acest blat. Dacă nu aveți condimente pentru pizza, puneți ce vă place. La fel oregano, busuioc. Și apoi vom pune ceapă. O ceapă roșie am folosit eu. Tăiat așa cum se vede. De grame de ciuperci. Puteți să puneți fierte, gătite sau chiar și crude, pentru că se vor găti foarte repede. Ardei gras, dacă vă place, și măsline tăiate felii am pus eu. Și am introdus tava în cuptor pentru încă 15 minute. 10-15 minute. Puteți să dați focul la mare, la 200 de grade. Am cuptor electric pe care l-am călzit sus și jos. Dar dacă este făcută pizza la talpă, puteți da doar deasupra. Dacă aveți această opțiune, puteți da doar deasupra ca să se facă legumele. Iar apoi scoatem din cuptor și întindem acest topping pe care l-am făcut cu brânză vegetală. Sau putem da din nou tava la cuptor pentru încă 5 minute pentru ca acest topping să se mai usuce puțin. Putem servi cu un sos de roșii sau cu un alt sos care ne place. Este o pizza delicioasă și sănătoasă, nu atât de bună ca cea cu făină albă, dar pentru cei cu intoleranță sau alergie la gluten este o opțiune. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!